În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Viețile Sfinților și tine, luna decembrie, ziua 25-a, cuvânt al Sfântului Ioan Damaschin la nașterea Domnului, partea a treia. Că teslarul acesta care se naște, adică copilul, va fi începător teslarilor și întregul acoperământ al cerului l-a ciopit cu meșteșuguri prea înțelepte și întâlnit sălășluit, acesta, acoperământul cu cuvântul l-a înfipt. Deci idolii au petrecut pricindu-se pentru ira și pentru fântână, apoi cu un glas au zis, dar după ce se vor împlini zilele, toți și toate vom cunoaște lucrul cel arătat. Deci acum stăpâne așteaptă, și cealaltă parte a zilei și negreșit se va arăta de săvârșit. Că negreșit se va arăta de săvârșit. Că lucrul ce s-a evit nu este la întâmplare. Și rămânând împăratul acolo și privind idolii, au început cântărețele a cânta cu alăutele și muzele a cânta. Și câte erau înăuntru de cele cu câte patru picioare, primind precum și păsările ce le dau și de argint, fiecare scoteau glasul cu jale. Iar împăratul, de frică cuprinzându-se și cu totul de groază umplându-se, a voit să se ducă, că nu suferea tulburarea făcută de idoli, și i-a zis preotul trupipt: îngăduiește, împărate, că a sosit descoperirea cea desăvârșită, pe care Dumnezeu a voit să ne arate nouă. Și acesta, în acest chip, săvârșindu-se, s-a deschis numai decât acoperământul capiștei și s-a făcut o steapă strălucită și a stat deasupra stâlpului fântânii și s-a auzit un glas: stăpână fântână, deasupra stâlpului fântânii, stăpână fântână, soarele cel mare m-a trimis să-ți vestesc ție și să slujesc pentru cele ce sunt pentru naștere, nuntele întinată făcându-ți ție, căci maică a făcătorului rânduielilor celor de sus, te-ai făcut și mireasă ești a singurei stăpâniri celei cu trei nume. Și pruncul cel fără sămânță se numește că el ce este început și sfârșit. Început al mântuirii, adică și sfârșit al pieirii. După ce s-a dat glasul acesta, toți idolii au căzut și s-au zdrobit de tot, rămânând numai al fântânii, în care se afla înfiptă o diademă împărătească, care avea deasupra o stea ferecată cu pietre scumpe de antrax și de smarald ferecată, iar deasupra ei era steaua din cer coborâtă. Și împăratul a poruncit de grabă să se aducă toți înțelepții și dezlegătorii și ghicitorii de semne, câți vor fi în împărăția lui, iar propovăduitorii și calnicii cu trâmbițele săguindu-se și strigând, au venit toți la capiște. Și dacă au văzut steaua deasupra fântânii și diadema, adică coroana cu steaua împodobită cu pietre scumpe, și pe idolii zdrobiți la pământ au zis: împărate, o rădăcină dumnezeiască și împărătească a răsărit, care poartă firea cerescului și pământescului împărat, că fântâna este a Mariei, fiica Betleemului, și coroana este închipuirea împărătească, iar steaua este vestire cerească, care se lucrează cu minune pe pământ. Din Iuda s-a ridicat împărăție care toate pomenirile iudeilor le va ridica din mijloc și le va șterge. Iar dacă zeii au căzut la pământ, arată că a sosit sfârșitul cinstei lor, că cel ce a venit, având mai bătrână vârnicie, cum va lăsa în vârnicia lor pe cei noi și de curând veniți? De acum, împărate, trimite la Ierusalim, că vei afla pe fiul împăratului a toate purtându-se în brațe trupești de femei, și a îngăduit steaua deasupra fântânii, care se numea Urania, până când au ieșit magii și au proces și împreună cu ei a mers și steaua. Deci împăratul Persiei, nemai așteptând, a chemat la sine pe magi
de subsăpânirea, pe magii de subsăpânirea sa și a trimis cu daruri spre închinarea împăratului, care s-a născut aducând pârga oamenilor. Iar ei, făcând călătorie vreme de zile nenumărate, au ajuns la Ierusalim și au întrebat zicând: unde este împăratul iudeilor care s-a născut acum? Că spre închinăciunea acelui am venit, văzând steaua lui l-a răsărit și am venit să-l închinăm lui. Irod, auzind, s-a tulburat și tot Ierusalimul cu dânsul și chemând pe proroci, pe cărturarii poporului, i-a întrebat unde are să se nască Hristos. Și le-au răspuns: în Betleemul iudeii, că așa este scris de proroc: și tu, Betleeme, pământul iudeii, nu ești nici de cum mai pe sus între domnii iudeii, că din tine va ieși povățuitor. Care va naște pe poporul meu Israel. Atunci Irod, chemând în ascuns pe magi, i-a întrebat cu deadinsul despre vremea stelei care s-a arătat, iar ei au răspuns: un an de zile este astăzi de când vedem steaua și făcând călătoria până aici, ne-am povățuit de dânsa. Irod căuta să afle vremea nașterii lui Hristos, nu ca să-l cinstească, ci spre a-l ucide. Atunci întrebau și iudeii pe magi, voind să afle lucrul ce avea să fie și pentru care au venit. Și au zis magii: acela pe care voi îl numiți Mesia s-a născut. Iar iudeii, auzind, s-au tulburat, însă n-au îndrăznit a lăsa împotrivă. Dar au zis către dânsii: pentru o sânda cerească, spuneți-ne ce ați cunoscut. Iar ei au răspuns: cu boala necredinței boriți și nici cu jurământ, nici fără jurământ nu credeți că s-a născut Hristos, Fiul celui preanalt, care va strica și va deslega legea și sinagogile voastre. Iar ei, sfătuindu-se între dânsii, au rugat să primească daruri și un lucru ca acesta să-l spună în țara lor, ca să nu facă vreo zarvă între dânsii. Iar ei au răspuns: noi în cinstea lui am adus daruri ca să propovăduim minunile cele mari care s-au făcut în țara noastră când el s-a născut. Și voi ziceți că ca să luăm noi daruri, iar pe cele arătate cu dumnezească cercetare să le ascundem și să trecem cu vederea poruncile împăratului, cel de-a purga vecuitor. Iar iudeii, auzind acestea, s-au înfricoșat foarte și rugându-i prea mult, i-au eliberat. Și ieșind ei din Ierusalim, s-au dus unde erau trimiși, arătându-le steaua pe pruncul cel stăpânesc. Apoi, văzând pe aceea care l-a aruncat și pe cel ce se născuse, deschizându-și visteriile lor, i-au dat daruri, aur, tămâie și smirnă. Aur ca unui împărat, tămâie ca unui Dumnezeu și smirnă ca unui muritor. Atunci s-a împlinit cuvântul cel zis prin proroc: împărații araburilor și Saba, daruri vor aduce împărații Tarsisului și osavele și ostroavele vor aduce darul și se vor da lui din aurul Arabiei. Și magii au zis către fecioară: cum îți este numele, opra vestită fecioară și maică? Ea a răspuns: Maria. Iar ei au zis: de unde ești de neam? Iar ea a răspuns: din acea latura Betleemului. Apoi ei au zis: dar n-ai avut bărbat pe cineva? Ea a răspuns: m-am logodit numai, făcându-se tocmelile de nuntă. Magii au zis către dânsa: de ce neam ești de ai născut un prunc ca acesta? Ea a răspuns: sunt din neam împărătesc și prorocesc, din al lui David și al lui Aaron. Acestora sunt strănepoată din rădăcina Iudei și fica lui Joachim și a Anei. Atunci ei au zis către dânsa cu gândețe: o, Maica a maicilor, toți zeii perșilor te-au fericit, lauda ta este mare, că ai covârșit pe toate femeile cele slăvite și decât toate împărătesele mai mare împărăteasă te-ai arătat. Iar pruncul ce dat pe pământ, al doilea an începând, având oarecare trăsătură ale feței, la fel cu ale celei ce l-a născut,
căci ea era puțin mai înaltă decât altele și cu un trup gingaș, cu fața de culoarea grâului, având părul prea bine și cu cuvință legat pe cap. Și magii, având cu ei un tânăr jugav, au dus în țara lor chipurile amândurora și au pus în biserică icoanele lor, ca să fie cinstiți de toți, și au scris pe table de aur cuvintele acestea: în biserica Diopet, a Dumnezeului Soarelui, pe acesta lui Dumnezeu Marele Împărat Iisus, împărăția perșilor le-a fierosit. Și luând magii în brațe pe pruncul Iisus, sărutându-l fiecare și închinându-se lui, au zis: ție ale tale ți le dăruim cu o sârghie, puternice, prea puternice Iisuse. Nu s-ar fi ocrumâit bine lucrurile lumii de n-ai fi venit. În alt chip nu s-ar fi unit cele de sus cu cele de jos, dacă nu te-ai fi pogorât tu. Se cădea aceasta înțeleptului tău cuvânt, stăpâne, ca pe cei potrivnici cu un trup ca acesta să-i amăgești și să-i surpi prin nașterea ta. Iar pruncul râdea și sălta de mângâierile magilor. După aceasta, luându-și ziua bună de la maica sa, era cinstindu-i și aceștia slăvind-o, precum se cuvenea, s-au dus. Și dacă au sosit la locul în care au poposit, povesteau unii către alții cele despre prunc, adică cum s-a uitat lor cel din tâi, a zis: eu prunc îl vedeam. Iar cel de-al doilea a zis: tânăr, ca la 30 de ani l-am văzut. Iar cel de-al treilea a zise: bătrân, cât de zile l-am văzut. Și minunându-se de schimbarea feței pruncului, a sosit seara și li s-a arătat în vis îngerul Domnului ca un fulger înfricoșat și le-a zis: de grabă să ieșiți de aici, ca să nu pătimiți ceva rău. Și aceia au zis cu frică: cine este acela care prigonește o solie atât de mare, o Dumnezeescule arhistrateg? El a răspuns: Irod, împăratul ideilor. Acesta, auzind magii, au încălecat pe cai spinteni și puternici și pe altă cale s-au dus în țara lor. Și ducându-se magii, s-a arătat îngerul Domnului în vis lui Iosif, zicându-i: sculându-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până îți voi zice ție că Irod vrea să caute pruncul ca să-l piardă. Sculându-se Iosif în acel ceas, s-a pogorât în Egipt cu toată casa după cuvântul îngerului ca să împlinească ceea ce s-a zis prin prorocul: din Egipt am chemat pe fiul tău, fiul meu. Atunci Irod, văzând că l-au bajucurit magii, a trimis satrapi, adică stăpânitori, să ucidă pe toți pruncii Betleemului, de 2 ani și mai pe jos. Dar nu știu ce inimă au putut să aibă ăia care au executat asemenea poruncă, mai ales dacă aveau cetățeni. După vremea despre care Udea dinsul a întrebat pe magi, și venind satrapii în Gava, în Roma, în cetățile Rahilei și ale semiției lui Veniamin, au zis pe toți pruncii din trânsele, căci seminția lui Veniamin era aproape de pământul iudeii, asemenea cu, și cetățile ei, Betleemul și Ebus, adică Ierusalimul, asemenea cetățile lui Veniamin, Gaba, Rama și Rahila, adică cetățile iudei și ale lui Veniamin, sunt aproape unele de altele. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă!